seară, mă numesc Țugui Mihai și fac parte din tandemul Țugui Mihai și Lucian. Sunt din localitatea Voitinel, județul Suceava, concurez la Asociația Suceava, Club Elit Vicov. Am avut porumbei de la vârsta de 10 ani și am început să concurez porumbei din anul 2018. În anul 2022 am obținut cele mai bune rezultate, acestea fiind 6 trofee naționale și peste 100 de trofee provinciale și județene. Ca și categorie care preferată de noi este categoria demifond, general fond. Normal zborurile de o zi. Porumbeii preferați de mine sunt porumbei foarte mătăsoși, bun la mână, să fie porumbei de talie mijlocie, aripa să fie bine aerisită, foarte bine aerisită și o musculatură cât mai puternică. Ca și hrană folosim gama de la Versele Laga, cum ar fi Jerry Plus, Champion Plus și Energy Plus. Ca și produse de condiționare folosim produsele din gama Romfried, cum ar fi Blitzform, Mum și Gervit. Ca și metodă de zbor, practicăm văduvia, atât femelele, cât și masculii, deoarece este metoda cea mai simplă și cea pe care o cunoaștem. Și porumbeii vin mult mai grupați. Un merit foarte mare în urma rezultatelor îl are și domnul Pelician Ciprian, care m-a ajutat foarte mult, atât cu sfaturi și metode de pregătire, cât și cu linia genetică, care am achiziționat-o de la el. Ca și pregătire, ca antrenament, în fiecare dimineață le dăm drumul la porumbei câte o oră, în jurul crescătoriei, și seara la fel câte o oră, după care mai facem câte un antrenament de 40 km între etape, la fiecare etapă. Din matcă scot primele două serii de pui, cam în jur de 100 de pui, care eu consider că sunt suficient pentru mine. Pui primesc aceeași hrană ca și maturii, antrenamentele sunt aceleași, folosim exact cum facem cu maturii, facem și cu puii. Puii de obicei nu îi selectăm la mână, îi selectează coșul. Considerăm că este cea mai bună selecție, să nu îi alegem la mână. Poți să fie și să arunci mai buni, chiar nu tare strălucesc la mână. La matcă dețin un număr de 25 de perechi. Porumbeii mei de matcă sunt achiziționați de la mai multe crescătorii, și anume 80% din porumbeii care dețin la matcă sunt originali Pelician Ciprian. Restul porumbeilor care mai avem provin de la crescători tot de la noi din zonă, cum ar fi Roșca Artemie, Ilie și Nistor Cristi și Doru. Pentru a introduce un porumbel propriu la matcă, trebuie să obțină un rezultat în primii 10 naționali. Cu un porumbel reproducător avem răbdare 2-3 ani și dacă nu dăm niciun rezultat mai notabil, îi eliminăm. Ca și metodă de reproducere, folosim mai mult încrucișarea, deoarece, fiind la început, nu prea știm mai alte metode. Crescătoria perfectă, în viziunea mea, ar trebui să fie foarte bine aerisită, să fie luminată foarte bine, să fie orientată cu fața către soare. Avem aici porumbelul cu seria 111-3041 de 2021, care anul acesta reușește un loc 3 olimpic, G. Tineret, care este și campion național categoria tineret. Este locul 5 național, palmares 2 ani general și locul 10 fond tineret. Un porumbel deosebit. Ca talie este un porumbel mediu, foarte echilibrat, cum se vede. Ca origine, porumbelul este 50% pânzari Constantin așa, și 50% Marius Bulai. Un porumbel din Germania, primit de la prietenul meu și nașul meu, Marius Bulai, care la rândul lui l-a achiziționat de la Rainer Putman. Este 50% Putman, din linia celebră Hurricane 51. Avem aici o campioană națională, locul 1 național general maturi 2022, cu seria 200-9225-2020. Un porumbel de talie mijlocie,
foarte, foarte bine echilibrat. Așa. Porumbielul, ca și sânge, este 100% pe Lipcean Ciprian. Deci bunicul acestei femele este și el, la rândul lui, locul 1 național mare fond, original pe Lipcean Ciprian. Care și fratele ei de cuib este locul 2 anul acesta, pe același podium, locul 2 general maturi. Și mama campioanei provine din celebra Blue Pearl, femeia Blue Pearl, de pe Lipcean Ciprian. Aici avem fratele la campioana națională, locul 1, general maturi. Este fratele de cuib la Queen. Este porumbelul cu seria 032599 de 2020. Este locul 2. Locul 2 național, general maturi. Și locul 3 demifond maturi, același an. Așa. Aici avem locul 4 național, general maturi. Porumbelul cu seria 032593 2020. Porumbelul este 50% pe Lipcean Ciprian și 50% rusul Isaac. Așa. Aici avem porumbelul cu seria 20-20-310, are și inel gold, care este și locul 7 național, AS Fond Tineret, un porumbel foarte bun. Foarte echilibrat, care ne-a dus și un premiu de 5.000 de lei la Clubul Gold. Ca origine, porumbelul este 50% pe Lipcean Ciprian și 50% rusul Isaac. Aici avem porumbelul cu seria 40-24-006, care este locul 8 național, general maturi. Porumbel foarte frumos. Ca și genetic este de la același prelipcean ciprian, 100% prelipcean ciprian.